Stimați invitați, bine ați venit la ultima ședință a actualului Consiliu Județean, un Consiliu Județean constituit după alegerile locale din 10 iunie 2012. Este o ședință, nu este o ședință festivistă, este o ședință de lucru, are câteva proiecte importante la ordinea de zi, cele legate de PNDL, de sistemul integrat de management al deșeurilor, de situația pe investițiile pe apă canalul județ și perspectiva sumbră sau roșie, să vedem cum se va creiona ea la Unești legat de atragerea de fonduri europene. De asta aș vrea ca domnul primar de la Unești este și cu cele două doamne, aș vrea să vin aici sus și domnul Găină până la punctul 9, pentru că sunt probleme importante legate de secretariatul tehnic. E de la cele două scaune și mergeți unde-i domnul Brina. Fac aceste propuneri pentru că domnul Brina a spus domnul Brina acolo și domnul Brina. O să înțelegeți și de ce le-am spus să le invit pe cele două doamne. Când vom ajunge acolo și că vom ajunge foarte repede pentru că acela este proiectul cel mai important din punctul de vedere. Haideți aici. Domnul Făruiu, haideți că numai ieșim să văd oficială, dar totuși veniți aici, chiar dacă vă fac cantăm în câteva secunde. Haideți să ajungeți. Ori aici, ori acolo, din punct de vedere legatul care e. Bun. Vă supun la aprobării cu ordinea de zi în următoarea informă. Primul punct, aprobarea procesului verbal. 2 proiecte de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului Consiliului Județean al domnului Floroiu, 3 proiecte de hotărâre pentru modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Bacău, 4 proiecte de hotărâre privind aprobarea prețului mediu pentru masa verde de pășune în județul Bacău pentru anul 2016, 5 proiecte de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău în domeniul privat al acesteia în vederea casării a construcției centrale termică situată în centra școlii Mărmântul Bocna, 6 proiecte de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru achitarea de eliminare de depozitare a deșeurilor la celula 2 a depozitului județean de deșeuri cu fond Bacău, realizată de proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. 7 proiecte de hotărâre pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău, activității de administrare a celui 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Băcescu. 8 proiecte de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului Bacău către Direcția Națională Anticorupție. 9 proiecte de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Bacău la programul de stimulare a muirii Parcului Auto Național. 10 proiecte de hotărâre privind modificarea intentarului domeniului public al județului Bacău. 11 proiecte de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe probleme de tinerete pe lângă Consiliul Județean Bacău și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia. 12 proiecte de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al directorului Serviciului Public Județean de Nord Bacău. 13 proiecte de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din HCJ 56/2013 privind implementarea proiectului de dezvoltare școlar din cadrul programului de susținere al învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău. 14 informare privind derularea PNDL în județul Bacău. 15, care are legătură cu primul punct de la diverse, informare privind stadiul proiectelor derulate prin programul operațional sectorial de mediu 2007-2013 către CRAB Bacău și perspective privind absorbția fondurilor europene pentru infrastructură de apă și apă uzată în județul Bacău prin programul operațional de infrastructură mare 2014-2020. Informare privind motivele juridice care conduc la imposibilitatea sau posibilitatea accesării fondurilor europene de către municipiul Unești pentru infrastructură de apă și apă uzată, inclusiv stația de epurare. Informare privind demiterea de către Ministrul Sănătății informare privind demersul pe care l-am făcut de acționare în instanță Ministerul Sănătății, aici este absolut formulat. Dimitrie, pe care Ministrul Sănătății a ordinului 321 din 18/3/2016 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de 4 pe anul 2016 în unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări sanitare pot încheia contract de furnizare servicii medicale spitalicești. E formulat altfel, domnul Fantază, nu am înțeles de ce e formulat așa, dar sigur. Bun. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu, vă supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă, abținere cu unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Am observat și susținerea sala domnului Șova, care este de felicitat pentru rezultatul de la... Dacă e cineva de felicitat, este dânsul pentru rezultatele la alegerile din 5 iunie. Un număr de voturi impresionant pentru un candidat independent. Cred că n-ar fi pariat bine pe succesul dânsului, dar
Pentru acest lucru, eu felicit și cred că eu sunt în asentimentul dumneavoastră. Deci a fost aprobată ordinea de zi. Primul punct, procesul verbal ședinței ordinare din 30 mai, ședința de la observator. Dacă sunt observații, dacă nu supun aprobări, cine este pentru? Împotriva, abțineri, cu majoritatea a fost aprobat. Punctul 2, proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului Florin Ionel. Dânsul a fost implicat în campanie și a preferat să se retragă în funcție de vicepreședinte. Dacă sunt observații, dacă nu supun aprobări, cine este pentru? Împotriva, abțineri, cu majoritate. A fost aprobat și punctul 2. Modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean aprobat prin HCJ 87/2013. Nu l-am putut aproba la ședința precedentă, că nu era o voluntăime. Astăzi avem problema asta? Nu. Bun, până să... Nu e, ea nu este tardivă această hotărâre, pentru că nici la această oră n-a fost publicat rezultatul oficial al alegerilor. În monitorul oficial, de aceea deci nu pot începe ședințele de constituire, nici la Consiliile Locale, nici la Consiliul Județean. Juriștii ne-au explicat că acest regulament trebuie armonizat cu modificările legislative. Nu e nimic spectaculos în acest proiect. Dacă sunt observații, dacă nu se pun la aprobare, cine este pentru? Împotriva, abținere, cu unanimitate a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului mediu pentru masa verde de pășune în județul Bacău pentru anul 2016. Este un preț fundamentat de Direcția pentru Agricultură Bacău și propus spre aprobare pentru masa verde de și propus pentru anul 2016, 29 de lei pe tonă de masă verde. Dacă sunt observații. Dacă nu sunt aprobări, cine este pentru? Împotrivă. Abținerea cu unanimitate a fost aprobat. Un proiect la fel care a fost amânat la ședința precedentă, că nu exista două treimi. Aprobarea trecerii în domeniul public, în domeniul privat. În vederea casării, a construcției centrală termică, situată în incinta școlii numărul 1 Târgoviște, înțeleg că este un pericol real acea construcție, dacă putem să-i spunem așa, și trebuie casată, demolată și... Dacă sunt observații, dacă nu supun aprobări, ce este pentru? Împotriva, abținere, cu unanimitate, a fost aprobat. Două proiecte care au legătură și o să încerc să le rezum. Noi am mai vorbit de ele în ședință, nu văd probleme majore. Aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare de depozitare deșeurilor la celor doi depozituri județeni deșeuri conform Bacău și proiectul de hotărâre pentru administrare către serviciul public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor în județul Bacău a activității de administrare a celor doi depozituri deșeuri Nicolae Vălcescu. Anul acesta, că va fi octombrie, că va fi septembrie, că va fi noiembrie, celula 1, administrată de primăria municipiului Bacău, și nu mai comentez aici cum este ea administrată, se va umple și va trebui pusă în funcțiune celula 2. Bine, mai sunt și alte probleme de funcționare a acestui proiect, dar probabil că ele se vor debloca odată cu trecerea alegerilor. Licitația este lansată încă de anul trecut pentru desemnarea operatorului pentru instalații. Din estimările mele, împreună cu colegii care gestionează această licitație de la ABIS, având în vedere că s-a dat un câștigător, au fost contestații, instanța a dispus reevaluarea ofertelor, au venit sute de pagini de clarificări și se va merge iar în instanță. Eu cred că această licitație nu se va tranșa mai devreme de un an. Există posibilitatea ca în momentul în care celula 1 se umple, nu mai este spațiu fizic, celula 2 se ne prindă cu ea inoperabilă. Și atunci toate deșeurile ar trebui duse în altă parte. În altă parte, nu știu cine ne-ar primi, nu știu ce județ ne-ar primi, sau dacă ne-ar primi, ne-ar primi pe bani foarte mulți, bani care, până la urmă, tot buzunarul băcăunului va fi afectat. Așa că noi va trebui să înființăm acest serviciu, să aprobăm acest tarif, până la momentul în care se va finaliza, cu siguranță în instanță, achiziția, operațiunea de, licitația de operare a instalațiilor de la celula 2 și a instalațiilor din, din județ. Deci o licitație care se va întinde și cu siguranță se va întinde peste termenul estimat de închidere a celulei 1.
Și atunci am putea, repet, am putea avea o problemă dacă ne-ar primi un județ, deși nu cred, pentru că nici ei n-au niciun interes să-și depășească acele capacități pe care le-au avut în proiect și în studiile de fezabilitate, ne-ar primi pe bani foarte mult și asta ar costa foarte mult. Trebuie să aprobăm aceste proiecte și să sperăm că acea achiziție se va finaliza cât mai repede. Dacă sunt observații la aceste, la punctul 6 și punctul 7, care au legătură, cum v-am spus. Domnul Grițu, estimativ, octombrie-noiembrie, nu? Cel la urmă. Da, am înțeles că s-au făcut niște măsurători. S-au făcut consiliul județean, au făcut niște măsurători și cred că are dată mai recent. Deci, până la sfârșitul anului se umple. Cel la urmă. Cel mai probabil. Ok. Dacă nu sunt observații, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă, abținerea asta pentru punctul 6, iar pentru punctul 7 la fel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Unanimitatea a fost aprobată. Au fost aprobate cele două puncte. Proiect de hotărâre privind darea de înregistrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului către Direcția Națională a Anticorupție. Este vorba de sediul, fostul sediu al gardienilor publici, clădirea de lângă liceul economic. Ea a fost eliberată de poliția locală. A existat o corespondență între Direcția Națională de Corupție și celelalte instituții din județul Bacău. Consiliul județean are acest spațiu și îl pune la dispoziție. Dacă sunt observații la acest proiect. Dacă nu, o supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Unanimitatea a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Bacău la programul de stimulare a numirii Parcului Auto Național. Dacă sunt observații, dacă nu supun aprobări, cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitatea a fost aprobată. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al județului Bacău. În urma realizării unor investiții, Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, prin adresa numărul 108 din 14 aprilie 2016, înregistrată de Consiliul Județean o zi mai târziu, solicită actualizarea documentației cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară a suprafețelor aeroportuare aflate în administrarea Regiei Autonome. În acest sens a fost încheiat contractul de prestări servicii cu societatea TANAH Plan SRL Bacău pentru documentație cadastrală înscriere, pistă, care rulare, bretele și platformă de imobilul Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. Dacă sunt observații la acest proiect. Dacă nu, supun aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Unanimitatea a fost aprobat. Proiectul de pentru constituirea Consiliului Consultativ pe probleme de tineret de pe lângă Consiliul Județean Bacău și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. Dacă sunt observații la acest proiect. Dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Unanimitatea a fost aprobat. Încetarea raportului de muncă la a domnului Palea Valentin la Serviciu Public Județean de Drumuri. Înțeleg că trebuie aprobare de Consiliul Județean. Dacă sunt observații la acest proiect, dacă nu, supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Unanimitatea a fost aprobat. O ajustare a proiectului Ghiozdanul Școlarului, ultimul, practic ultimul an din cei patru, pentru care i-a aprobat, pentru care s-a obținut aprobarea Consiliului Județean pentru Ghiozdanul Școlarului. În schimb, el a trebuit actualizat cu ceea ce ne face Ministerul Educației și să nu ne suprapunem, să nu dăm nici Ministerul Educației și Consiliul Județean aceleași rechizite sau aceleași ghiozdane și ne-am încadrat într-un buget maxim de 1.200.000 de lei. Urmează ca licitația să stabilească valoarea finală. Dacă sunt observații la de acord în Consiliul Șoaie. Reiterez propunerea care am făcut-o mai bine de un an și la care n-am primit răspuns, ca și copiii din mediul urban să beneficieze de acest ghiozdan al școlarului, întrucât probleme de venituri în mediul urban sunt foarte multe și sunt foarte multe familii sărace. Și nu văd o discriminare din acest punct de vedere.
eu rețin și avem într-un viitor că se va discuta programul pentru următorii 4 ani, să facă calcul, să vadă ce efort financiar trebuie făcut și în acest sens propun să se aibă în vedere și copiii din mediul urban, care îndeplinesc părinții aceleași condiții ca cei din mediul rural, ca venit. Și doi, ca să nu mai intervin. Haideți celălalt de la diversele. Haideți să vorbim mai aici. Nu, aș primi răspunsul. Eu am dat acest răspuns. V-aș răspunde cu întrebare. Știți de câte ori este mai mare bugetul municipiului Bacău decât în comparație cu bugetul Consiliului Județean? Mai mult. Nu, eu cred că este chiar o problemă a primăriilor și a consiliilor locale din mediul urban. Respectiv Bacău, Unești, Mănești, Comănești, Buhuș, Dărmănești, Sărăi Moldova și Târgoviște. Nu se noi facem aceste eforturi pentru aceste eforturi pentru 85 de comunități administrative teritoriale, pentru cele din mediul rural. Cred că și primarii și consiliile locale din urban pot aloca niște sume de bani pentru a răspunde solicitării dumneavoastră, care este corectă și este pertinentă pe fond, dar nu cred că poate să facă, să le facă Consiliul Județean chiar pe toate. Ca să vă dau un exemplu, v-am mai spus și proiectul pe deșeuri, sistemul integrat de management al deșeurilor, în toate județele României, cofinanțarea a fost suportată și de consiliile locale, din mediul rural, din mediul urban. Singurul județ este județul Bacău, unde cofinanțarea a fost acoperită de la bugetul județului. N-a apreciat nimeni dintre primarii acestor localități, pentru că totuși ADIS-ul funcționează destul de greu. Dar eu vă spun că dacă nu se făcea așa, se ajungea ca la Suceava, de exemplu, unde se judecă pe niște obligații asumate în fața Uniunii Europene. Se judecă Consiliul Județean cu Consiliul Local X, care nu își plătește și există risc de a nu se închide proiectul și a primi Consiliul Județean Suceava corecții. 5, 10, 20, 30, poate chiar 100% dacă proiectul nu este închis. În județul Bacău nu s-a întâmplat acest lucru, pentru că noi împreună, vechiul Consiliu 2008-2012, am înțeles să acoperim cofinanțarea doar de la bugetul Consiliului Județean. Și mai sunt și alte exemple similare, de aceea acest proiect Iozanu Școlarului continuă, dacă va mai continua, eu zic Consiliul Județean să-și găsească în continuare treabă cu mediul urban. Vă supun aprobării proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Cu unanimitate a fost aprobat. Programul Național de Dezvoltare Locală a mai avut acest gen de raportări și informări către dumneavoastră. Sunt 115 proiecte la nivelul județului Bacău. 43 de obiective din cele 115 sunt practic finalizate și practic recepționate. Vi le prezint puțin aceste 115 obiective. Sunt 17 obiective de investiții ce vizează alimentări cu apă, 8 obiective de investiții ce vizează canalizări, 73 de obiective de investiții ce vizează drumuri, 10 obiective de investiții ce vizează poduri, 4 obiective de investiții ce vizează școli și 3 obiective de investiții ce vizează grădinițe. În total de 115, 43 practic sunt finalizate. Alte 7 obiective au un stadiu fizic între 80% și 99%, practic. 13 obiective au un stadiu fizic între 60% și 79%. 9 obiective au un stadiu fizic între 40% și 59%. 17 obiective au un stadiu fizic între 20% și 39%. 7 obiective sunt sub 20%. Și 17 obiective sunt, practic, neîncepute. Din varii motive, la această informare aveți anexate motivele, unele obiective pentru care nici acum nu sunt începute aceste lucrări, altele probabil că sunt subiective. Este domnul primar la Onești, am mai dat acest exemplu, dânsul era viceprimar. Oneștiul are două proiecte pe PNDL care nici acum nu au pornit. Și sunt aprobate din 2014. Sunt motive de licitație acum, dar ele au pornit târziu pentru că eu înțeleg că au fost probleme la proiectare, nu? Da. Foarte proaste proiecte făcute. În fine, nu e nimic de aprobat, este o informare, cred că e limpede pentru toată lumea. Programul Național de Dezvoltare Locală, în județul Bacău, funcționează bine și cred că în decembrie, din totalul acesta de 115, cred că vor fi 100 cel puțin
finalizate și, și recepționate. Depinde cum se vor mișca cele, cele care acum încă nu au contractul semnat. Punctele următoare au legătură într-un fel sau altul. Știți că am mai discutat implementarea post mediu pe județul Bacău. Am mai discutat subiectul, subiectul municipiului Ionești. Aș începe cu municipiul Ionești. O secundă că vreau să... Doamna Alice Cristina Luca și doamna Laura Teodora Romilia, nu greșesc, nu? Sunteți cele care ați coordonat jurii, nu? Nu întâmplător le-am invitat aici. Oreștiul nu... Oreștiul mai are astăzi speranțe să acceseze fondurile europene datorită acestor doamne. Și am dimensiunea cuvintelor pe care le spun. Aveți anexat acolo la informarea privind motivele juridice un... o statistică a tuturor litigiilor dintre municipiul Onești pe de o parte și Sece Apă Canal, Fântână, Budeană și compania. Că mai sunt litigii și cu alți acționari care s-au trezit nici nu știu ce au de ridicat. Puși tocmai ca să tergiverseze toate aceste litigii. Nu este niciun proces câștigat de către acest trio pe care l-am anunțat puțin mai înainte. Dar Oneștiul și cetățenii Oneștiului au avut de pierdut, au de pierdut și s-ar putea să mai aibă de pierdut dacă nici în ceasul al 24-lea acești oameni, aceste ființe, nu înțeleg să deblocheze o situație vizibil, jenantă pentru municipiul Onești și care evident, blochează șansele Oneștiului de a accesa fonduri europene de aproape 30 de milioane de euro pe alimentare cu apă și canalizare. Deci o țin în proces de vreo 12 ani, cam așa. Au mizat întotdeauna pe înțelegere la vârf și pe undeva le-a ieșit. Au omis, în schimb, faptul că niște funcționari de la Direcția Juridică au apărat interesele municipalității și au făcut-o bine, ca dovadă că nu au pierdut niciun proces până acum și sunt câteva. Irevocabile sunt câteva. Și mai sunt și acum derulare câteva, dar niciunul nu este pierdut la prima instanță de dumneavoastră, niciunul câștigat de dânsi la prima instanță. E logic ar fi să și la recursurile pe care le tot generează să piardă. Acum înțeleg că vă legați pe evacuare, nu? Și în ce etapă sunteți? În 23 iunie. Termen de 23 iunie. Problema care apare aici este că această evacuare și multe alte procese s-ar putea să termine mai târziu decât data în care județul Bacău, prin Compania Regională de Apă Bacău, mai poate depune în aplicație care să includă și Oreștiul. Pentru că acum o să vedeți atunci când o să ia cuvântul domnul Găină, se lucrează la aplicația pentru programul de infrastructură mare. Dar care e evident că nu include Oneștiul, pentru că Oneștiul nu având probleme juridice rezolvate. Nu știu, domnul Marcu, ce vă stănește sâmbetul, că nu e de situația e critică la Oneștiul. Această aplicație de aproape 170 de milioane de euro pe județul Bacău nu poate include Oneștiul, tocmai datorită faptului că nu este tranșată problema juridică definitiv și irevocabil. Triloul respectiv pe care l-am pomenit, inventând și căutând procese pentru a continua să încaseze bani de la populație. Eu nici nu știu acum, nu știu, aceste venituri pe care deși le-au făcut de-a lungul timpului sunt... nu pot și... nu se poate deschide o acțiune în... Avem deja pe o acțiune, am câștigat la fond. Vă rog mai aproape microfonul. Eu acum îmi dau seama că totuși i-au făcut bună știință, au făcut. Avem o acțiune la fond câștigată, suntem în calitatea ca apelului.
Am fost obligație de instanța de judecătoria UNEC să plătească aproape 444 de mii de lei, adică 4 miliarde de lei vechi. Urmează ca instanța de apel să decidă în continuare soarta procesului. Deci noi suntem în litigiu pentru folosirea acelora rețelei infrastructurii de apă și canalizare în municipiu. Nu știa ce este. Dar este, și de asemenea am avut acum acțiune câștigată pentru că Apa Canal continuă să factureze cu respectarea legii, fără avizul NRSC, un preț majorat nelegal. Și am câștigat la instanța de fond, obligând Apa Canal să factureze la prețul aprobat de către Consiliul Local. Urmează ca instanța de recurs să decide. De asemenea, a fost amendat în două cazuri Apa Canal pentru facturare de preț nelegal. Hotărârile sunt definitive și irrevocabile și instanțele de judecată au stabilit irrevocabil faptul că prestarea de către unul cu un preț mai mare decât cel aprobat este complet nelegală. De asemenea, instanțele de judecată cu privire la activitatea Apa Canal de raza municipiului au reținut definitiv și irrevocabil faptul că au tranșat, de fapt, problema stației de curare și stației de captare, în sensul că ele sunt proprietatea municipiului Onești, refuzând intabularea solicitată de către Apa Canal. Deci, hotărârile sunt definitive și irrevocabile. Deci, pe practic, pe parte de infrastructură, putem afirma că problema proprietății asupra infrastructurii a fost tranșată. Rămâne de văzut instanța judecătoria Onești, în litigiu pe evacuare pe 23 iunie, să vedem ce va decide. E o procedură de urgență. Teoretic, dacă se va mai acorda termenul, ar trebui să se acorde tot în vară, pentru că e procedură de urgență. Rămâne totuși ca instanță de sprijin. Deci, oameni buni, cred că ați înțeles de ce e vorba acolo. Deci se încasează bani pe niște rețele de care domnii respectivi știu bine că nu au acte. Pe care știu că nu au acte și știu că au pierdut procese, definitiv și revocate. Deci eu nu văd aici o poziție, cum să spunem, defensivă a noi administrației oneștene, care eu am mai spus asta nu, și nu întâmplător l-am invitat și pe domnul primar al Oneștiului. Până acum, abordarea administrației locale oneștene pe acest subiect a fost una defensivă în raport cu Apa Canal. De asta am și doar pe cele două doamne de fericit că au ținut flacăra aprinsă la Unești. Pentru că poziția establishmentului, dacă pot să spun așa, de la Unești, a fost una defensivă în raport cu acești indivizi, care și-au permis să facă plângeri, să jinească pe vicepreședinte, pe președinte, nu e nicio problemă. Problema este că ei nu numai că au serioase dubii asupra modului cum cum fac venituri acolo, problema este că prin aceste procese pe care le inițiază într-un mod vădit, cum să spun, intenționat, blochează șansele Oneștiului și ale oneștenilor pentru a accesa aceste fonduri europene. Repet, estimat 30 de milioane de euro pentru alimentare, apă și canalizare. Să știți că toate pierderile astăzi, cred că le plătesc toți cetățenii, nu le plătește domnul Fântână. Amenziile care vor veni probabil când vor expira toate termenele de mediu, nu le va plăti domnul Fântână, le va plăti Consiliul Local Unești și până la urmă tot oneștenii. Calitatea apei, care vă dați seama că una este pe niște rețele de acum 40-50 de ani și alta pe niște rețele care trebuie înlocuite, este cu totul și totodată și asta afectează sănătatea oneștenilor. Deci, ceea ce fac domnii respectivi, eu am mai spus-o de-a lungul timpului, nu prea m-a luat nimeni în seamă, din păcate, e de un cinism incredibil. Dar apelul meu este către noua administrație oneșteană și către instituția prefectului și către viitorul Consiliul Județean, chiar dacă Consiliul Județean aici nu are, nu e trecut nicăieri în fișa postului la președinte sau la consilieri județeni să desfacă ițele de la Unești. Ițele de la Unești trebuie să le desfacă noua administrație în raport cu acești domni. Unii mai oficiali, alții mai neoficiali. Și eu atâta sugerez administrației uneștene să aibă o poziție mai ofensivă în raportul dânsii, pentru că eu înțeleg că se tot judecă dânsii, dar trebuie să înțeleagă, și cred că înțelege primarul Uneștiului, că domnii respectivi fac venituri pe niște rețele care știu că nu le au în proprietate. Și asta se cheamă într-un fel.
Cam asta este. Informările acestea nu sunt doar așa ca să... Ele rămân, sunt documente oficiale, au caracter oficial, rămân la arhiva Consiliului Județean. Probabil că într-o bună zi vor fi și solicitate în diverse procese. Sugerez, domnul primar Nicolae Ignatiuc, să ia taurul de coane la urești și să rezolve această problemă, atâta cât mai este timp. Pentru că dacă o să-l întreb acum pe domnul Veină, s-ar putea să dea un răspuns simplu și să spună nu, mai este timp să introducem ureștiul. Sau, cum a spus la precedenta ședință, la președinte, vedem când se rezolvă problemele și dacă mai există o șansă, găsim soluții să integrăm și Oneștiul. Pentru că vorbim de municipiul Onești, al doilea municipiul al județului, vorbim de o populație de 40.000 de locuitori, nu? Cum? 52.000. 52. După, bine, după domnul Cristi erau 30 și ceva de mii, nu? De-aia nu mai știu nici eu cât sunt la Onești. La ABIS s-a raportat o 30.000, când astăzi spuneți 52.000, probabil că dacă facem media, va vorbea de cifra mea. Bun, asta ca să mai zâmbim. Dar la Onești lucrurile sunt complicate și asta pentru că, repet, etajul 1 a călcat apa, cum se spune, ca acest subiect. Dar în sensul eufemistic. Și nu s-au implicat să rezolve această problemă. Domnul Natuc, puteți rămâne în istoria Oneștiului dacă veți rezolva această problemă. Dacă mai aveți ceva de completat. Nu. Eu încă o dată vă felicit și nu știu. Nu știu dacă... Eu cred că trebuie subliniat efortul pe care l-ați avut și l-ați făcut și ați crezut. Deși n-ați fost susținut, deși știu acest lucru, de-a lungul timpului n-ați fost susținut în aceste demersuri. Vă felicit încă o dată și dacă Oneștiului vor alătrea vreodată apă de calitate curată și la un preț rezonabil, în primul rând vi se va datora dumneavoastră. Intrăm în domnul primar. Poate ar fi important de... Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, o problemă de notorietate, din păcate, la nivelul municipiului Onești. Dacă toți suntem în momentul în care facem mulțumiri, țin și eu să vă mulțumesc dumneavoastră în primul rând, pentru că sunteți singura persoană de la nivel județean care ați tras acest semnal de alarmă și nu numai. Ați și venit și ați fost parteneri alături de noi la discuții, spun eu, destul de practice, purtate cu domnii de la Canal. Din păcate, domnii spun ceva și ca mulți alții, după ce și-au... Sunt liniște, vă rog frumos. Haideți. Și dacă suntem consilieri județeni, ar fi bine să vedeți de problemă Oneștiului. Și din păcate, cu toate că au spus ceva într-o întâlnire la primăria municipiului Onești și au luat un angajament verbal, cel puțin, că sunt... Eu știu, un același sentiment ca și noi, să rezolvăm această problemă amiabil. Iată că după ce am purtat discuția la primărie, au făcut ceea ce știu deși mai bine și au demonstrat asta de-a lungul timpului, și anume să facă tot ceea ce pot în defavoarea locuitorilor municipiului Ionești. Este regretabil ceea ce se întâmplă. Și, într-adevăr, cele două colegi ale mele sunt printre singure persoane care și-au adus, eu știu, decisiv aportul la ceea ce se întâmplă astăzi. Trag speranța că, deși foaia de parcurs este una bună, suntem pe un traseu bun în acest litigiu și în rezolvarea acestei probleme, sper că împreună cu dânsele facem tot ceea ce putem, astfel încât să beneficiem de ceea ce a spus dumneavoastră și anume de faptul de a intra în CRAB și totodată în ADIS, de a beneficia de acele fonduri europene de care municipiul Onești are strigentă nevoie. Rețeaua este de aproximativ 60 de ani vechime, pierderile în rețea sunt foarte mari, peste media națională și prețul apă municipiul Onești este un preț mult peste media județeană și chiar națională. Vrem și noi ca toți locuitorii județului Bacău să beneficiem de o apă calitate bună, de un preț rezonabil pe care să-l achităm și pe care să ne și permitem. Și vă promit dumneavoastră și tuturor că ceea ce depinde de mine și de colegii mei de la biroul juridic din primărie va fi, tot ceea ce putem face va fi tocmai în, eu știu, în interesul oneștenilor și în interesul județului Bacău. O investiție nu trebuie pierdută în județ. Ne dorim această investiție și sperăm să o obținem în municipiul Onești. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru toți și totodată colegilor mele.
Și mulțumesc și civilor din Consiliul Județean care au mai tras pe aici pe acolo un semnal de alarmă privind această problemă. Sper că în ultim moment, chiar este destul de târziu, domnii acționari principali la Procanal și nu numai, să realizeze gravitatea efectelor, consecințelor pe care deciziile dânșilor pot să le avem în, putea să le avem în viitor în ONE și să înțeleagă că, de fapt, este o problemă de interes local acolo și de interes județean totodată. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Da, doamnele își termină misiunea când își termină procesele. Dânsele nu v-au adus în situația ca să discutați de poziții ofensive cu această... De fapt, aici este schimbarea de paradigmă. Dacă primarul, noul primar al Oneștiului schimbă puțin din obiceiurile vechilor primari, în sensul de a fi și aici, cu excepția domnului Lenoar, știu că a ținut totuși, s-a contrat de eu cu dânșii, trebuie să treceți la ofensivă. Suntem chemați în fața Consiliului Local. Consiliul Local să nu discute politică, tocmai s-au terminat alegerile, repede, la ședința de constituire sau la următoarea, o ședință extraordinară, pentru că situația este extraordinară. Toți consilierii locali să nu mai facă dezbateri politice, să priceapă subiectul, să fie consens administrativ, pentru că dacă nu ce situația asta nu este consens administrativ, nu mai este situația ca așa. Domnii de la Apă Canal să vorbească ce au de vorbit și la sfârșit să-și ia cartea pusă și să plece de pe acele poziții pe care le ocupă și care țin și litigii. Și să permită Moneștiului să aducă fondurile europene. Aici Consiliul Local, nu numai dumneavoastră, dumneavoastră și Consiliul Local. Doamnele de la juridic își continuă treaba în procese. Trebuie să aveți o poziție unitară, fermă, hotărâtă și fără echivoc. Pentru că, din păcate, clepsidra curge. Și o să le spun acum domnul Găină cum curge vis-a-vis de poii. Vă rog. Și așa intrăm în punctul cu care vizează CRAP-ul, care vizează actualul Program Operațional Sectorial de Mediu și POIM-ul între 2014-2020, deși suntem în iunie 2016. Vă rog, domnul aici. După care o să propun și eu tema. După părerea mea, de la 2-3 luni maxim mai avem care ne-am putea și pe la video Onești să putem accesa și campane și fonduri europene. Probabil că aceste luni vor fi suficiente, doamnelor, de la juridică să clarifice situația, fiindcă dacă, din punctul meu de vedere, dacă situația juridică a celor rețele este clarificată, în mod normal, nu văd ce ne-ar sta în cale să se... Nu mai aruncați la... Și dumneavoastră două primari tot le cooptați în echipele astea de... Nu. Nu. Doamnele de la juridic n-au ce să facă. El nu poate să explice lui Fântână, băi, omule, faci degeaba procese. Dânsele au... Au câștigat o grămadă de procese, dar degeaba, pentru că întotdeauna se mai găsește un acționar, nu știu, de care răzleți prin Apă Canal, care mai are ceva de contestat și o mai duce și o mai întinde. Dacă mai întinde... Deci asta nu, doamnele, nu au ce să facă doamnele. Doamnele, decât să meargă la proces, să apere Ioneștiul cu documente în mână și să o facă în mod cinstit ceea ce au și până acum, n-au ce să facă. Nu le mai cooptați în... Bine, nici dumneavoastră nu. În comitetul ăsta de care trebuie să le spună celorlalte care să plece mai repede de acolo. Doamne, deci, eu zic că le pot rezerva de spune chestia asta, nu trebuie să aduce la procese. Până atunci nu vor pleca, e clar că n-au de unde pleca, care sunt nici în formă de canal. Am avut discuții cu domnul Budeanu, privat, l-am rugat și eu. Până la urmă, chiar am studiat o treabă, trebuie să primesc un răspuns de la AME, în cazul în care nu vom descurca situația, totuși să nu pierdem bani, să operez acolo, să-mi dea mie operarea, ca să punem acces la fonduri, deocamdată fiind pe domeniul privat, nu prea vor să facă ăștia mișcări, dar au luat un calcul, deci e și asta discutat. Să înțeleagă, pentru că eu mai spun la el la oară chestiunea asta. Dacă noi introducem Oneștiul un adic cu problemele care le are din punct de vedere juridic, riscăm să îmbolnăvim toată aplicația pe Poire. Adică să compromitem șansele de a aduce investiții în Bacău, în Moinești, în Bucu și în nu știu câte alte localități. Că acum o să discutăm și aplicația pe Poire. Dacă introduci un virus ca Oneștiul din punct de vedere juridic, compromis toată aplicația. Sunt oameni în sală, consilieri județeni, care au prins mandatul 2012 și amintesc ce dificile au fost negocierile atunci cu Oneștiul ca să
să-i convingem să iasă din, din ADI. Că riscau să compromită aplicația pe care acum o implementați în județ. Da. Da. Deci mai sunt maxim 3 luni. Eu zic maxim. Maxim. E corect, pentru că urmează să începe aplicația pe Coin. Nu da. Înțeleg. În da. Și acum intrați în aplicația pe Coin. În ce stadiu este ea? Stadiu se lucrează la partea de proiectare. De către cei care au câștigat asistența tehnică, firma Figma, care ne asigură partea de proiectare și crederea documentațiilor pentru a scoate la licitație, dar asta doar în momentul în care se semnează o carte de finanțare, fiindcă cei de la Minister de Bani n-au semnat cu nimeni pentru o carte de finanțare. Să așteaptă, nu știu ce, dar să așteaptă. Bun, dar noi avem aplicație. Noi nu avem aplicație. Sunt județe care au aplicația finalizată până la altă, e o discuție tehnică. Noi nu avem când estimați finalizarea aplicației. Noi nu avem finalizată, fiindcă mai vrem noi modificări. Așteptăm Oneștiu. Eu am în plan, și asta da, va fi o discuție ulterioară de dată, în fac temele pe zona de informare pe 4 județe. Am trimis echipe în teren să vedem o stație de incinerare a memoriilor, care s-ar putea combina, apropo de discuția dinainte, pe deșeuri. Să facem o stație comună, având în vedere că în zona... Nu știu ce ați distanțat asta. Eu vreau să spun puțin post-mediu și Poina. Pe Poina... Când estimați finalizarea aplicației de... pentru Poina? Deci, asta va fi în două luni, va fi gata, toată treaba. Ea e finalizată. Mai vrem să completăm această aplicație cu anumite investiții care vor să le facem tot pe Poina. Legat de incinerare a memoriilor, care va fi o mare problemă, mai ales din ce spuneți, pe partea de groapă, adică noi, că noi acolo le ducem și noi. Dacă ducem ca asta să umple, vom avea mai dificultăți, că n-am unde să mai duc acel memor. Și, dacă vrem să potem... Nu v-ați domnul Tudorianu că se umple? Ba da, nu am înțeată. Nu cred că n-ați spus la domnul, se umple cel om. Da. Nu, dar de asta vrem să ne luăm și măsuri. Iar măsura care am zic eu că o putem aplica este finanțarea unei instalații de incinerare a memoriilor. Da? Dacă tot o facem, aș vrea să o facem pentru 4 județe. Asta cu sprijinul. Am înțeles. Dar noi vă întrebăm de valoarea investițiilor în alimentare cu apă și canalizare pe Poim, pe județul Bacău. Pe județul Bacău va fi, deci, propunerea lor actuală este de 168 de milioane de euro. Cu sau fără Unești? Fără Unești. Fără Unești, da. Deci dacă noi fie Unești, se duce 200. 200 și mai, la ce mai vrem să facem? Pentru că undeva la 140. Acum eu, lasă Dr. Salutul, mă introduceți în subiect, puțin liniște, vă rog. Vreau să surprindem exact. Sunt consilieri de țene sală care vor mai fi în Consiliul Județean în viitor. Situația de și la post mediu și la pui. Și domnul Beină poate va confirma, poate va fi de văzut. Pentru o implementare cu succes a tuturor acestor proiecte, e nevoie de colaborare între. Și vă rog să fiți atent. ADIP, executivul din ADIP, da? Da. Președintele ADIP-ului. Primarii de localități vizate de aceste investiții, Compania Regională de Apă și cei doi acționari, Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean Bacău. Da. Corect? Dacă aceste entități colaborează omogen, dacă s-au prins toate, în principiu, viteza de implementare este cea optimă, nu? Da. Până acum, până la momentul acesta, din punctul dumneavoastră de vedere, cum a funcționat raporturile între aceste entități? Deci, cu Consiliul Județean, dacă e pe note, nota... Nu pe note. Așa, a fost foarte bine. Foarte bine cu Consiliul Județean. Bine și eu cu partea de primărie. Foarte prost cu Arina. Da. Aici am vrut să ajung. Dacă la ADIP, la nivel de președinte ADIP, la nivel de director executiv ADIP, nu se întâmplă niște lucruri decisive, lucrurile
evoluția nu va fi una satisfăcătoare pe aceste punte. Am mai spus și mi s-a răspuns, na, așa e înainte de campanie și în campanie, există un litigiu de aproape 73 de miliarde lei vechi între Adib și CRAP. Nu știu cine are, dar vă spun sincer. Dar oricum este o situație, este o situație strigătoare la cer, pe care, din păcate, văd că nu directorul executiv Adib nu vrea să o gestioneze, probabil de asta și lipsește domnul Lar de la ședință. Președintele Adib probabil că e ocupat sau a fost ocupat cu multe alte probleme la Primăria Bacău, în speță domnul Pătăreanu. Și s-a ajuns la acest conflict extrem de rușinos și extrem de păpubos, până la urmă, că e vorba de niște bani care, la un moment dat, instanța va spune cine îi plătește cui. Că îi plătește crapul Adibului sau Adibul crapului, de văzut. Sau poate nu suma aia, altă sumă. Cert este că până la a vedea cine are dreptate sau nu, este expresia cea mai plastică a felului în care a funcționat toate aceste entități pe investițiile de alimentare cu apă și canalizare. Și eu îmi doresc și vă spun sincer că și situația la Unești și situația pe alimentare cu apă o să o urmăresc de aproape, pentru că o cunosc destul de bine. Și dacă aici nu se realizează un consens administrativ și politic, dacă vreți, vom pierde bani și se vor pierde investiții importante. Adibul și Crabul, Adibul și la nivel de președinte și la nivel de director executiv, trebuie să schimbe abordarea și viziunea. Sunt convins că și la Crab, dacă se intră într-o discuție amănunțită, găsim fisuri în implementare, dar până una alta, probabil că acționarul majoritar, Primăria Bacău, nu prea a fost interesată de implementarea acestui proiect. Este evident că pe zona Crab, Consiliul Local Bacău, a fost o comunicare fisurată. Binișorul ăsta, eu l-am citit foarte, și îl și cunosc, nu e chiar binișor, e fisurat, rău de tot, fracturat în ultimele 6 luni și asta evident că a influențat în negativ tot ce a însemnat implementare post-mediu și ce înseamnă pui. Pentru că place sau nu place, dumneavoastră nu spuneți un adevăr, nu sau nu uiteți. Județul Bacău este întârziat față de alte județe cu finalizarea aplicației pentru pui. Și nu e vina dumneavoastră exclusivă. E vina acestui întreg pachet de entități care a funcționat foarte prost. Deci, aplicația pe POIM este legată. Păi și de ce nu depuneți? Am depus-o și venim cu completarea acum la ea. Nu, ea e depusă. Nu acolo stă. Dar vrem să mai obțin niște bani, pentru că odată o să ajungem la un moment dat să ne sufocăm datorită acestor nanouri care le vom produce, din păcate, vor intra în funcțiune. Deci acum avem probleme doar cu stația de curare de la Bacău. O să intre în funcțiune. Deci vreau să spuneți, să nu merge, că pare mi-a fost informat. Vreau să spuneți că aplicația de finanțare de cu este depusă? Este gata. Este gata să de depunere. De depunere. Păi de asta zic că vreau să o mai completăm ca să... Vedeți că și se face, nu să greșiți aici, părerea mea. Faceți afirmații la microfon care peste două luni s-ar putea cineva să vă întrebe. Aia să fie gata. Eu cred că nu. Gata. Deci, nu. Deci de gata e gata. Ok. Ok. Până asta a spus, până a spus. Da, corect. Da. Aș vrea să sintetizez un pic. Practic, nu asta mă face ceva cu vizionare, dacă îmi permiteți, treaba cu conflictul legat de Adib. E foarte simplă și apropo de rolul Adib. Am cerut modificarea tarifelor conform înțelegerilor făcute cu Bertul, că la anumite perioade trebuia să mărim tarifele. Aceste tarife trebuiau aprobate de către Adib în ultima instanță. Timp de 10 luni de zile, Adibul, ca să nu mai aprobe aceste tarife, ca să nu pot să interese. Deci nu face nicio ședință Adib. Deci nu conform nicio ședință ca să nu fie aprobate tarifele. Dacă timp de 10 luni de zile, Adibul nu funcționează, adică la un moment dat cu problema dacă este nevoie de acest Adib. Dacă el în 10 luni de zile nu s-a întâlnit toată. Bine, cu acest Adib de utilitate și necesitatea Adibului trebuie să discutați cu... Corect, da. Cu Comisarul de Mediu de la Comisia Europeană, cu Jean-Claude Juncker. Corect, da. Puneți sub semnul întrebării... Nu, dar... Vreau să știți bine că Adibul e... Are rolul lui. Are rolul lui. Este piesa fundamentală în cadrul instituțional. Da. Că tocmai de asta zic, că faptul că ei 10 luni de zile n-au făcut o ședință și n-au
Lipsă de activitate, consider asta. Lipsă de activitatea urmă. Că e un motiv de analiză a activității. Exact. Da? A, ca să fim mai... A liderului de la liderului. A președintelui și a directorului. A președintelui și a directorului executiv. Fost... E un motiv de analiză a activității lui. Nu înțeleg care a fost scopul, ca să nu se acorde acel care, care până la urmă, oricum mi l-au dat, oricum îl aplicăm, iar după 10 luni, într-adevăr, și care ne-a produs o pagubă de 72 de miliarde de lei. Deci... Da. 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 Bun, eu vă promite să doamna vizare, vom avea o ședință extrem de aplicată. Consiliul Județean, Consiliul Local, ADIP, tot ce înseamnă, toți acești actori. Și o rog la, așa e cum se spune, pentru că eu nu cred că se pune aplicația anul, în anul 2016. Dar o să facem tot ce se poate ca să o depuneți cât mai repede. Pentru că depunerea data depunerii aplicației de finanțare depinde și semnarea contractului de finanțare și după ce aveți semnat contractul de finanțare, puteți lansa și licitații acum, la lucrări. Acum trebuie să ne facem sub vedere și dacă mai stăm, să așteptăm noi și nu mai stăm, că eu vă zic că... O să fac eu sub vedere la foarte bine, o să văd ce înseamnă la dumneavoastră în luni, sau în câte zile se măsoară diferența între gata și depus la minister. Da. Că dumneavoastră când spuneți gata, cineva și imaginează de seara asta că mâine și puteți depune la minister. Că dacă mâine vorbim să mergeți până la minister, nu vă duceți cu aplicația. Că ea e gata, dar nu poate fi depusă. Dar din cauza unei și de atenția. Nu, am interes acum să o să discutăm două variante. Varianta cu unei și varianta fără unei. Să vedem dacă varianta fără unei o puteți depune nu, în marți. Nu, deci, varianta pentru mine, foarte importantă pentru mine, pentru compania de altă, este varianta cu acea stație din Cinerare. Dacă nu o am, eu zic că vor fi mari probleme în toată compania. Da, e o problemă și stația asta din Cinerare. Da. Ați înțeles ce spun și eu, cred că. Da. O să vedeți ce înseamnă între gata și gata de, și depusă. În câte luni se măsoară, că dumneavoastră spuneți asta cu Oneștiu. Eu aștept Oneștiu, dar a spus și dumneavoastră, așteptăm Oneștiu o lună, două, trei, nu știu, vedem. Dar eu cred că nu e gata aplicația de finanțare. În fine, dacă mai aveți altceva de, de completat. Ca și informare că era o analiză și pe... Post, pe acord post, da. Când, când se termină fazarea? Când dumneavoastră ați avut norocul bun, norocul bun, mai mult, și alte companii, să fie faza de proiectele până pe 30 iunie, nu? 30, nu, deci fazarea, la 30 iunie se închide postul. Deci fazarea înseamnă că se intre în programul operațional 2014-2020 ca finanțare, da. Deci eu să pot întinde până la finalul anului 2020. Nu o să ajungem acolo, că finalizăm până anul ăsta toate lucrările. Da. Deci, ca și grad de realizare a proiectului, am ajuns la 86-87%. Grad de implementare, din care... Sume de contate sau? Sume de contate sunt 84%. Deci, diferența e cu ce avem bine acum. Da. 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 Deci, cam asta ar fi stat. Și diferența se duce pe coin. Diferența se duce pe coin, da. Ok. Bun. O să discutăm săptămâna viitoare. Bob numărat fiecare proiect. Cel mai întârziat este, dacă înțeleg eu bine, că aici sunt și consilieri din județ. Deci, văd că sunt foarte multe care au stadiu fizic 98-99%. Nu înțeleg de ce tot figurează acești 99% de mult timp. Nu se finalizează recepția. De ce nu? De exemplu, la această stație de reparare aprobizată Bacău, Teatru Terțiară, e stadiu fizic 99% de un an. De ce nu se, nu se recepționează? La Bacău? Da. Trebuie făcută recepția finală. De ce nu se face recepția finală? Suntem acum. Da. Vă întreb de, de un an... Păi nu, dar se face după un an de zile. În perioada de notificare a defectelor timp de un an de zile, la încetarea perioadei de notificare, se face recepția finală. Nu trebuie un an. Acum facem recepția. Deci un an de zile vă dura la toate, ca să se faci recepția. Canalizarea la Bucu și la Moinești, văd un stadiu fizic de 53%. Deci a fost problema care o știți foarte bine, referitor la autorizația de construcție pentru anumite zone din Bacău și din Mântuire. Da, primul Bacău. O știu foarte bine, dar... Da. Domnul Național. Domnul Național.
avizul de adunare națională și autorizația la Consiliul Județean. Conform legii, atenție, că dumneavoastră aveți autorizație, nu aveți autorizație. Dumneavoastră aveți autorizație rectică. Nu? Tot în urmă. Da, știu. Doamna Zară nu prea legală. Și e corect. La Dărmănești, Bucur și Moivești, văd că se termină. Contractul 5, Cărboaia, tot 99% de motiv. De ce? Nu le ies peste. Deci acum suntem, cred că o să intrăm în imobilie, cum acolo va fi un contract cu penalități la maxim. Deci 15% din valoarea contractului va fi cu penalități. Așa am devenit... Stație evoluare la Moinești și la Moinești Nord și Moinești Sud, 47%. Sunt în grafic. Da? Era un termen septembrie 2016, finalizare. Dărmănești și Târgovna? Că sunt mulți în Dărmănești. Am avut probleme și acolo cu certificatul de urbanism. S-a schimbat și terenul pe care a fost amplasat la un moment dat stația de la Târgovna, că nu era regulă. Era un drum care avea probleme că trebuia scos din circuitul agricol. Probleme cu cele la SNCR. Nici acum nu avem autorizația pentru traversare. Ei fac licitațiile pe partea de lucrări. Și nu ne-au dat până la urmă structurul care să execute lucrările care țin sub traversările de care ferată. Da. Deci acolo, da, din discuțiile care au avut cu ei, eu zic că până la finalul anului se va face așa această lucrare. Deci rămânește Dărmănești până la finalul anului. Da. Va fi cea mai multă zi. Mulțumesc. Bun. Eu vă mulțumesc pentru informare. Vă promit că voi face tot ce se poate ca acest cadru instituțional să funcționeze mai fluent cum vă, dacă tot s-au schimbat niște lucruri, să se fi schimbat în bine. Să nu mai aveți o problemă în comunicarea cu Consiliul Local, Consiliul Județean, cu Adimul. Cred că dacă tot a trecut campania electorală, cred că vom face aceste lucruri să funcționeze. Este evident că o evaluare a activității ADIP-ului trebuie făcută și în contrast s-au luat luate măsuri. Cu Oneștiul lucrurile au... Domnul primar, vedeți cum e? Toate cad în spatele dumneavoastră, pentru că ați văzut timpul curge și de fapt are Oneștiul, deci trebuie să aveți o poziție extrem de ofensivă. Poate vă ajută și consilieri de țin de aici din Onești. Doamne Reșcu, își văd de litigi în continuare că nu pot să schimbe circuitele în capul unui frântără. E și greu să puteți acest lucru. Aveți o misiune. Puteți să intrați în istorie sau puteți să nu intrați. Că dacă veți rezolva problema apei și canalului Onești, vă spun eu că ieșiți la pensie de acolo. Vă mai reamintesc, domnilor consilieri județeni, că același gen de discuții de acolo eram noi lăsați și același gen de probleme le-am avut și în implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor pe zona Onești, unde tot așa. Iar procese, toate pierdute de către, nu știu cum se chema, societatea Self-Sum, este fratele geamul, e replica luată pe canal de la presabilitate. Tot a făcut plângeri, a făcut campanie mass media, procese, ca să ajungi, n-a câștigat niciun proces, ca să ajungem la final să constatăm că am avut dreptate, dar cu pierdere colaterale de rigoare. Așa se va întâmpla și la apă, că n-am lăsat, putea să fie foarte târziu pentru Onești. Bun, cam astea au fost de spus, dacă sunt intervenții din partea domnilor consilieri. Rămâne cum am stabilit. Deși mulți au spus că e vorba de un demers electoral al subsemnatului, nu e vorba de așa ceva. Am făcut toate procedurile, mergem în curtea de apel cu Ministerul Sănătății, care a tăiat paturi pentru nu știu câte oară. Și ce e mai grav, că a făcut-o fără să consulte instituția avizată, Spitalul Județean, Consiliul Județean și alte. Văd că reacții alți politicienii județului Bacău, văd că nu au. Nu-i înțeleg.
cum privesc atât de impasibil acest subiect, care într-un fel sau altul se va răsfrânge pe toate spitalele din județ. Că va fi spitalul municipal, că va fi Moineștiu, că va fi Moneștiu. De fapt, și domnul Gratiu a avut o intervenție aici. Trebuie să fiu corect, acum nu am amintit. Că va fi Moneștiu, că va fi Bucușu, toți vor fi afectați de această tăiere de parte. Cum am explicat mecanismul atunci când am stabilit această procedură? O să mergem în instanță, vedem ce spune instanța. Eu cred că de bun simț era din partea Ministerului Sănătății să consulte Consiliul Județean sau Spitalul Județean sau Casa de Sănătate sau să facă o consultare, să întrebe, noi, voi acolo la Bacău, dacă vă tai 100 de patru, aveți o problemă, n-aveți o problemă. În fine, în altă ordine de idei, înțeleg că la Spitalul Județean de Emergență ați văzut a venit acceleratorul de particule pentru secția de radioterapie. Până la finalul lunii iulie va veni și acea RMN fashion cu RMN din sistemul public. Al doilea RMN din sistemul public este unul care e pitit pe undeva pe spitalul municipal, nu știu exact unde. O să aflăm probabil în două săptămâni de acea RMN și se întâmplă cu el. Cred că vor sări lacrimile de pe acea investiție din bani publici. Și dacă tot vorbim de transparență și am văzut în sală aici un reprezentant al societății civile care monitorizează și binefacere administrația locală, e bine de știut și pentru mass media și pentru consilieri județeni, la un moment dat a apărut un articol în blogosferă că, din punct de vedere al transparenței decizionale, Consiliul Județean Bacău deschide, nu știu ce, lista rușinii. Vorbim de transparență. Știți că toți politicienii, mai ales în partea dreaptă, au mers cu transparența în gură în această perioadă. Și am să vă dau un răspuns al Societății Academice de România pe acest subiect. Pentru că noi am cerut un clarificări cum deschidem noi lista rușinii pe transparența decizională, dacă totuși am respectat legea care guvernează această zonă a transparenței. Referitor la dreptul noastră la regulă, vă transmite că suntem în curs de postare a acestuia și veți primi în curând link-ul către rectificarea de pe platformă. Deci, din partea sa este acest răspuns. Îl voi posta la un moment dat și pe rețele de socializare. Rectificarea s-a făcut și verbal în cursul unui seminar la Chișinău, când s-au prezentat rezultatele monitorizării. Vă rugăm să accesați link-ul de mai jos și veți putea urmări înregistrarea de pe privesc.eu, care a avut peste 30.000 de vizualizări. În cadrul prezentării sale, domnul Andrei Maxut, cercetător în politici publice al Societății Academice Române, a dat Consiliul Județean Bacău ca exemplu de bună practică și a menționat că și-a făcut rapoartele la termen și în conformitate cu legea în vigoare. Vă mulțumim și ne pare rău de situația creată. Mailul este de la jumătatea lunii aprilie, nu l-am făcut public, pentru că, iarăși, această campanie electorală care se spune că noi au făcut-o elegant și politicos, spuneau că e un mail pe care l-am inventat eu. Nu, este un mail real și vă spun că, din punct de vedere a legii, Consiliul Județean a respectat transparența decizională la sânge. Și o confirmă un ONG, o societate academică română, cu ceva experiență în această zonă. Cred că cei care se ocupă de monitorizarea administrației publice locale ar fi bine să mai și sublinieze aspectele pozitive care se întâmplă, nu doar acele minusuri care apar inerente în activitatea unei instituții se numește Consiliul Județean Bacău sau Primăria Bacău. Asta pentru a rectifica o informație total eronată că noi am deschis de nu știu ce lista rușinii din punct de vedere a transparenței decizionale. Situația rămâne cum am stabilit, mergem în instanță, vedem ce spune instanța, sperăm să recuperăm acel număr de patru și sperăm, atenție, Consiliul Județean, dumneavoastră, domnul Consiliul Județean, sperăm să vedem finalizate anul acesta aceste investiții la Spitalul Județean la care v-ați adus contribuția, vorbeam de RMN, vorbeam de acceleratorul de particule. Sperăm și modernizarea secției de pediatrie să pornească după eliberarea autorizației de construcție și să o finalizăm până la sfârșitul anului. S-a finalizat canalizarea, elenul din incendiu, sunt investiții. Sperăm că vom face acum, dacă tot s-a schimbat ceva la Consiliul Local Bacău, vom găsi înțelegere și vom face o alea de acces pietonală ca să se vadă că ce solicitam în luna decembrie la ședința de la maternitate era ceva absolut realizabil și de bun simț. O alee de acces pietonală unde să meargă mâncarea, nu? De la blocul alimentar, de la către spital, către corpul de la pediatrie, nu? Medicamentele și pacienți. Și medicamentele și pacienți.
Și mi s-a explicat în decembrie și până acum, mi s-a explicat că noi suntem la Beran și căutăm, nu dăm papură și acum care cu sunt. Eu cred că în 2-3 luni, ce 2-3 luni? 2-3 săptămâni, cred că vom rezolva acea cale de acces, pentru că e strigător acel ca să nu poți să faci o cale de acces civilizată, chiar dacă este un șantier. Nu lucru acolo. Bun. E final de ședință, e final de mandat al multora dintre noi. Vreau să vă supun atenției două cifre, sau trei, dacă vreți. Nu știu dacă sunt la timpul proiectului de astăzi. Câte proiecte am aprobat astăzi? Totalul? Până la ședința de astăzi, Consiliul Județean, din care mulți faceți parte încă din iunie 2012, erau aprobate 755 de proiecte. Mai simple, mai banale, mai importante, mai complicate, mai pentru județ. Toate 755, deci, au fost supuse dezbaterii și aprobării. Toate au fost aprobate, în general, în unanimitate. Un singur proiect n-a fost aprobat. Și pentru că este doar unul, dacă erau mai multe, nu le mai poveneam. E vorba de un proiect care, cu siguranță, va reveni, pentru că ne vor forța împrejurările. Vor forța pe următorii împrejurările. E vorba de acea evaluare a terenurilor de la Spitalul Județean de Urgență, care era o chestiune de bun simț, nu era nimic altceva decât să evaluăm terenurile unor proprietari care după aceea, pe care pe terenul care noi acum avem în gară la Spitalul Județean de Urgență. Și probabil când și vor obține hotărâre de instanță să ne luăm gardă de acolo, consilierii care au votat împotrivă vor recunoaște că au contribuit la acest lucru. Asta este. E trist. Un proiect care nu e luase din timp și se puteau toate aceste probleme rezolva cu eforturi puține, cu bani puțin, nu s-a rezolvat. E ca de sarcina viitorului Consiliul Județean. Oricum, această cifră de... Această cifră de 770 de proiecte aprobate în 12 ani este una, eu zic, impresionantă și se datorează și executivului, se datorează și celor din aparatul Consiliului Județean, dar și consilierilor județeni, în marea lor majoritate. Ați participat la comisii, multe probleme s-au rezolvat la comisii, multe neclarități. Eu vă mulțumesc pentru toată această colaborare. Această colaborare a mai avut sincope în momentul în care apăreau campanii electorale, chiar erau parlamentare, chiar erau prezidențiale, chiar erau locale. Asta este, până la urmă, important este că ce am avut în dreptul nostru de aprobat și de împins înainte, am făcut întotdeauna cu celeritate și cu sprijinul mare din voastră majorități și pentru asta eu vă mulțumesc și sper să, din acest lucru, să se inspire și viitorul Consiliului Județean și cât mai multe consilii locale. Pentru că să știți un lucru, știți bine că cunosc acest județ, sunt multe consilii locale care probleme importante, probleme administrative, se blochează datorită fel de fel de explicații care mai policialiste și mai subiective. Din fericire, și datorită dumneavoastră, sau în primul rând datorită dumneavoastră Consiliul Județean, în Consiliul Județean nu s-a întâmplat acest lucru, nu au fost blocate proiecte, cu excepția unui singur, nu au fost blocate proiecte și asta se datorează și vă mulțumesc și vă doresc succes și declar ședința închisă.